Ce faci, Robert? Cum ești? Mult, mult mai bine. Cât ai tu de la intervenție? O săptămână și jumătate. Și respiri bine, foarte da? Foarte bine, foarte bine. Neașteptat de bine. Mă numesc Robert și am avut problemă cu înfundatul nasului și cu picăturile în jur de un an jumătate, doi. Nu mai puteam să respir în fiecare zi, de 6-7 ori pe zi, picături în nas. Somnul nu aveam, un somn profund, pentru că trebuia să mă trezesc 3-4 ori pe zi, pe noapte, pardon, să-mi bag picăturile în nas. Am venit la doamna doctor și în 15 minute cât a ținut intervenția, apoi la 3 zile după intervenție nu mai am absolut nicio problemă, pot să respir normal și a trecut tot nebunia cu picăturile. Astăzi am venit la control să ne dăm seama că totul e bine, pentru că știam că oricum că o să fie bine, dar să se asigure doamna doctoră că totul a decurs conform așteptărilor sale. Totul este foarte bine. Vreți să vă fac și o demonstrație? Vă fac. Respirăm foarte bine, nu e nicio problemă, tot a fost foarte ușor și vă recomand în continuare. La toți o să vă recomand să veniți la doamna doctor, să faceți intervenția asta și să nu vă fie frică. Că peste frică trebuie să treceți, că asta, asta a fost obstacolul meu pentru care nu am făcut intervenția, frica. Robert, 26 de ani, antrenor de fitness, a venit la mine pentru probleme de respirație, o rinită cu dependență de picături, rinită medicamentoasă, dependent de picături de 2 ani de zile, nu respira aproape deloc. La sport, tot timpul cu picăturile. Mergea la, întrerupea orele de sport să-și pună picături. Am stabilit împreună un plan de tratament, plan care a inclus intervenția de reducere a cornetelor, așa încât să facem tunel în nas, pentru că nu avea pe unde să respire, rinită hipertrofică, împreună cu tratament local pentru rinita chimică pe care a dezvoltat-o de la picături, punându-și aceste picături un interval de timp atât de lung, și dependența cu care a fost de acord și a semnat și mi s-a alăturat să lupte și a acceptat să nu mai pună picăturile. I-a fost mai greu primele 2-3 zile, după care nu a mai avut probleme. L-am revăzut la 2 săptămâni, nasul este liber, are tunel, respiră bine, face sport, totul este ok.